Potrivit procurorilor DNA, în perioada 2011-2013, Răzvan Alexandru Ionescu, consilier superior în cadrul Apia Constanța, a înregistrat mai multe dosare privind cererea unică de plată întocmită pe numele Laura Șerban și ale altor trei persoane. În calitate de fermieri, aceștia solicitau acordarea subvențiilor agricole de la bugetul general al Uniunii Europene și de la bugetul național, cuvenite pentru suprafețele de teren pe care le exploatau. Numai că, în realitate, adeverințele și declarațiile din dosarele privind cererile unice de plată formulate de. De cei patru presupuși fermieri s-au dovedit a fi false. însă pe baza lor și a rezoluției puse de consilierul din cadrul APIA Constanța, cei patru au încasat de la bugetul Uniunii Europene peste 1,6 milioane de lei cu titlul de subvenții agricole. Din cercetările efectuate de procurori a mai reieșit că presupușii fermieri sunt persoane fără adăpost, provenite din centrele de plasament racolate și folosite de funcționarul respectiv numai pentru a obține ilegal fonduri pe baza unor documente falsificate. Procurorii au dispus reținerea pentru 24 de ore al Răzvan Alexandru Ionescu. Acesta este acuzat de folosire de documente ori declarații false care are ca rezultat obținerea pe de fonduri europene și înșelăciune. Alături de el, procurorii au mai reținut-o și pe Laura Șerban pentru folosire de documente ori declarații false. Cei doi au fost trimiși în fața tribunalului cu propunere de arestare preventivă.